Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. În ziua în care începem, de fapt și de drept, postul cel mare al Paștelui, când biserica este în zi liturgică și la biserică se citește canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanu, îngăduiți-i să stă un pic așa în vântul primăvării care zvântă iarna care a trecut. Suntem în curtea Facultății de Teologie dintr-o nevoie fundamentală de a vă spune că în continuare stăm unii lângă ceilalți și că împreună putem să alcătuim ceea ce se cheamă poporul binecredincios și rugător de dragul lui Hristos. În ziua de astăzi, când l-am pomenit pe Sfântul Pantelimon și pe Sfântul Talaleu, suntem de fiecare dată le chemați să împlinim cuvintele acestea ale canonului celui mare al Sfântului Andrei Criteanu, care ne însoțește, de fapt, în tot timpul postului celui mare al Paștelui. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Îngăduiți-mi ca astăzi să vă pun la inimă cuvântul din celălalt psalm care urmează celui al 47-lea pe care am citit împreună aseară, și anume 47, suntem la începutul său și spune așa: Mare este Domnul și lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al Lui, bine întemeiată spre bucuria întregului pământ, muntele Sionului coase de miază noapte, cetatea împăratului celui mare. Dumnezeu în palatele ei se cunoaște când o apără pe ea, că iată, împărații s-au adunat, strânsă sau împreună. Sigur că versetele merg mai departe, unul este chiar durere. Cu tremuri a cuprins pe acolo dureri ca ale cele ce naște, cuvânt puternic va sfârma corăbile Tarsisului. Arătând deodată că Dumnezeu este creatorul și, cum să-i spunem altfel, decât păstrătorul întregii rânduieli prin care viețile noastre trec. Sigur că de fiecare dată atunci când vorbim despre începutul postului celui mare al Paștelui, al Crăciunului, trebuie să ne aducem aminte și că împreună alcătuim poporul care locuiește în palatul construit de Dumnezeu, care este lumea întreagă, în care ne zbatem cu bune și rele, dar de fiecare dată ne zbatem împreună, nu unii împotriva celorlalți. Poate ar fi bine ca postul acesta al Paștelui să ne vedem mai liniștiți și mai cuminți, mai adevărați, mai unii pentru ceilalți. Începem un urcuș care sigur că durează 40 de zile și un pic, până când ne vom întâlni în ziua cea binecuvântată a învierii cu Domnul Hristos, cel înviat, restauratorul lumii. Oare dacă am ști tot timpul că înaintea ochilor noștri stă acest Dumnezeu care ne iubește fără niciun fel de limită și, cum ar spune cuvântul bătrânilor, fără să ceară îndărăt alta decât iubirea ce a trecut de la El spre noi, oare n-am fi un pic mai atenți și mai cuminți și mai buni și mai așezați și oricât de mare ar fi cutremurul care ne încearcă, noi am fi liniștiți și cuminți pentru că suntem în mâinile Lui Dumnezeu? De când nu ne-am mai auzit, de aseară până astăzi dimineață, a trecut peste istoria lumii încă o încercare de a fi vii. Mâine este o nouă zi.